has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. I'm gonna need a gun. L-am văzut, calmați-vă, atâtea comentarii, atâtea întrebări. Bă, l-ai văzut? Când apare clipul? Am fost preocupat să mă duc la... Nu știu, cam aiurea din partea voastră. Eu m-am dus, eu băiat Gigel, m-am dus la Haita de Acțiune să vorbesc, să susținem cinematografia românească și voi vă duceți la filmul ăsta America filmat în Paris. Dar uite că suntem aici. Am văzut John Wick Chapter 4 și înainte să intrăm în pâine vreau să vă spun că în momentul ăsta, salvați voi pe Watch Later sau ceva, am pus pe Sucre Plus și o retrospectivă, că am revăzut filmele vechi, John Wick 1, 2 și 3, înainte să mă duc la ăsta. Deci dacă și voi sunteți împărțiți, nu l-ați văzut încă pe ăsta nou, mergeți pe canalul principal unde o să vă aștepte o discuție despre filmele precedente. Bun, entuziasmat pentru John Wick 4, o să fiu sincer cu voi, John Wick 3, pe care l-am văzut în cinema, mi-a lăsat un gust amar. M-a plictisit, m-a obosit, m-a făcut foarte confuz și nu eram atât de hypuit pentru 4. A devenit foarte bombastic și nu ăsta e farmecul la filmele John Wick. Filmele John Wick nu trebuie să fie ca Greyman sau altele unde explodează tot orașul și ăla scapă doar cu un skateboard. Nu, în filmele John Wick, marea nebunie este bătaia, corp la corp de multe ori sau pistoale sau nu știu. Ăla este momentul dramatic. Dar nu contează, am văzut trailerul, m-am hypuit singur și am zis, boys, mă, am văzut că are 2 ore 49, scrie și aici pe Google, 2 ore 49, aproape 3 ore și m-am dus pregătit, am zis, bine, asta o să țină o perioadă. Singura mea speranță era, fiind și atât de mare, să nu fie atât de obositor și confusing ca al treilea. Când vine vorba de poveste, începem exact de unde s-a terminat al treilea, mai ales acum că l-am revăzut, îmi e mai clar în cap. Și John Wick este, au încercat să-l omoare, nu au reușit, îl ajută The Bowery King, jucat de Lawrence Fishburne și începe cu el care dă cu pumnul, semn că și-a revenit, s-a recuperat, ăsta îi aduce costumul și îi spune, Johnny, ești gata? Face o treabă, asta ca să concluzionăm, știi, povestea din 3, sfârșitul din 3, el face o anumită acțiune și după aceea pornim într-o altă poveste. În ce poveste? Apare un domn jucat de Clancy Brown. O, tot timpul o plăcere să-l vedem pe domnul Clancy Brown, are o statură și o anumită voce. Apare în hotelul Continental din New York cu o clepsidră și spune, aveți o oră să evacuați, îi spune lui Winston, să evacuați hotelul, că după aceea îl bubuim, hotelul ăsta nu, tu nu mai ești manager, it's over. La care Winston, confuz, îți dai seama, jucat de Ian McShane, că numai ce în filmul precedent i-a arătat-o lui John Wick ca să facă deal. Ideea e că a venit domnul Marquis, este un Marquis de Vaumont, nici nu o să încerc, o să-i zic Marquis, atât, așa o să-i spun. Jucat de Bill Skarsgård și ăla e boss mai mare și a zis, păi tu ai auzit ce a făcut John Wick? Deci John Wick trăiește, deci tu n-ai făcut nimic. Și acum tipul ăsta, marchizul ăsta, îi pornit să-i distrugă pe toți care au avut un contact cu John Wick. De acolo se întâmplă mai multe. John Wick încearcă la un moment dat în film să găsească refugiu în Osaka, la Continentalul din Osaka și mai mult, nu vreau să spun exact care e misiunea lui, dar ați înțeles, îl urmărește unul și John Wick încearcă să scape de el, tot încearcă să se curețe de toate prostiile. Când vine vorba de distribuție, Keanu Reeves nu este unul din actorii mei preferați, dar îmi place. Are genul ăla de livrare, chiar și faza aia cu I'm gonna need a gun. Parcă vorbește cumva cu pauze, dar ăsta e charmul lui, tot timpul e așa. Și e mai ok când e tăcut, numai că sunt momente când e awkward. Am revăzut toate John Wick și tot timpul cineva spune, știi, e dramatic și spune acum trebuie să mă lupt cu toți. Și el e... Yeah. Asta e vorba cea mai des folosită de John Wick în toate filmele astea. Yeah.
Ok, bănuiesc că Keanu nu are nevoie de mai mult dialog, dar e de apreciat câte cascadori omoare, cât 50 ceva de ani și încă își pune picioarele în spatele încăturii și era mod Keanu, stai liniștit, e ok, ai demonstrat destule. Lawrence Fishburne se întoarce pentru o perioadă, o perioadă scurtă din film, dar tot timpul e o plăcere să-l vedem pe Neo și pe Morpheus în același cadru. Ian McShane și el apare mai puțin în filmul ăsta ca Winston, cât apare e o plăcere, la fel și Lance Reddick ca Sharon, care a și murit anul ăsta, rest in peace. Adiții noi pentru film, că trebuie să vorbim și de oamenii noi. Cei vechi se prezintă, fac o treabă bună. Dar sunt câteva adiții noi. Scott Adkins, de exemplu, are un personaj foarte funny la un moment dat și tot segmentul cu el a fost, nu vreau să vă spun nimic, dar a fost fine. Bill Skarsgård ca acest marchiz, iar a fost fine, numai nu foarte utilizat, mă așteptam la o confruntare mai mare, dar filmele John Wick, când vine vorba de unul din conducere, cum a fost și în John Wick 2 cu italianul ăla, ăștia boșii nu se bat, boșii plătesc sau pun pe cineva, știi, să se bată pentru ei. Aici am greșit eu că aveam așteptarea că, băi, poate îl vedem pe Bill Skarsgård că face karate. Nu se va întâmpla. Mai este un personaj, Mr. Nobody sau The Tracker, jucat de Shamir Anderson, iar mi-a plăcut și de el, a schimbat un pic dinamica și pentru John Wick, dar și pentru Marquis. O plăcere să-l vezi tot timpul și pe Hiroyuki Sanada, pe care îl știți din filme mai vechi, dar cel mai recent probabil din filmul Mortal Kombat, l-a jucat pe Scorpion, parcă prezența lui, el e managerul din continent Osaka, de la Osaka, de la continentalul din Osaka și cum merge statura omul. Personajul meu preferat din partea a patra o să fie, este cu siguranță personajul Kane, jucat de Donnie Yen. Holy fuck. Deci este un asasin orb care are un baston și numai cum a jucat omul ăsta, stătea așa și trăgea pac, pac, pac sau făcea așa cu bastonul. Și e foarte imprevizibilă treaba, că nu știe exact ce aude, prin ce direcție atacă, cum atacă și sunt niște momente unde eram, ok, la asta nu mă așteptam, el a fost personajul meu preferat din partea a patra. La sfârșitul zilei, John Wick Chapter 4 este al doilea cel mai bun film John Wick, al treilea fiind partea a doua și ultimul fiind partea a treia. De ce îmi place ăsta mai mult decât cel precedent, de exemplu? Cel precedent se încurcă în regulile lui, mai face niște chestii cu ăla și cu Halle Berry, cu moneda aia, sunt multe situații unde îl favorizează pe John Wick și this is weird, că stabilesc niște reguli, dar cumva nu se aplică tot timpul la John Wick. În ăsta nu-i chiar așa, și o ia John Wick, încearcă, face, se duce, se învârte, nu mai știe de el. Și asta mi-a plăcut, că e o întreagă lume contra lui. Și ca poveste, ca storyline, cât a mai dezvoltat partea cu continentalul și conducerile, nu foarte mult, mi-a plăcut și asta. Scenele de acțiune, ce să-ți mai zic, sunt bombă, te surprind. De la momentele de pe la început cu Osaka și altele până spre final, 2-3 ore o să fii ținut acolo și o să auzi numai pam 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 pam, o să fii what the fuck is that? Și la un moment dat auzi șu 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 că și săbii și ești, băi, incredibil. Coreografia în continuare e foarte bună, momentele de acțiune, chiar dacă sunt mai mici, sunt foarte tensionate. Special este un moment acolo pe la început, pe la Osaka, dintre John Wick și Donnie Yen. Și ăsta John Wick se furișează, ăsta la altul e orb și numai faci punk și dă în sticlă sau ceva și ești. Ok? Foarte bine, timed totul, ca o mașinărie. Ce mi-a plăcut iară foarte mult e că John Wick s-a întors și a zis, bă, știi ceva, noi nu facem filme din astea de acțiune unde bubuie tot orașul și Fast and Furious, Greyman, salvați chipul care declanșează bomba nucleară din Elveția. Nu, John Wick a pornit ca un film mai mic, revenge movie, și aici e,
Ne ținem pe fileu, e un om, one army man. Sau one man army, nu mai știu. Și se ține fidel cu treaba asta. E el contra mai mulți oameni, câteodată unul, câteodată mai mulți, până când, nu vreau să vă dau spoilere, dar până când se ajunge că e o situație atât de mică și totuși atât de bine făcută și tensionată. Mi-a plăcut, e o confruntare finală, atâta o să spun. Confruntarea aia finală, eram acolo. Și nu e ceva nou, e chiar ceva clasic, dacă vrei. Și ești, băi, funcționează. După toate bang-bang-urile și astea, asta funcționează. Mi-a captat interesul. Actorii se prezintă, fac o treabă extraordinară, sunt niște pro. Îmi place shift-ul, acum că le-am văzut, asta s-a întâmplat pe la John Wick 2, mai mult pe la John Wick 3 și îmi place shift-ul ăsta de cinematografie și culoare. Dintre toate, ăsta arată cel mai bine. Ăsta a costat și cel mai mult. Culorile neon, contrastele sunt foarte frumoase. Este o scenă când ăsta John Wick stă în metro. El e roșu, că e ceva bec roșu pe el și restul e albastru. Sau când, în special acolo când e în Osaka. Puh, ce frumos arată. Deci vizual, o plăcere. Recomand cu mare dragă John Wick și o să spun sincer, nu m-am simțit obosit în 3 ore. Nu am simțit că hai bă, când e gata filmul ăsta, am înțeles să se bate pe toți. Niciodată. Am stat și eram hooked in, eram ok, acum trebuie să se ducă după ăla, nu? Damon. Ah, nu l-am prins. Știi, eram into the story. Foarte fain, foarte bine făcut. Recomand cu mare drag John Wick Chapter 4. Dacă nu știați la ce să vă duceți la cinema, ori e ăsta, ori e haita de acțiune, prețul biletului e același, să știți, eu zic să mergeți la ăsta. Mulțumesc foarte mult că a stat cu mine și vizionare plăcută. Salut! Cred că asta e o situație aia în care m-am dus la film, am venit, am făcut clipul și am zis, da mă, e bun, super bun film, mergem să-l vedeți, mergem cu toți, super tare. John Wick chiar cred, nu știu câți bani au făcut, cred că au făcut undeva la 250 de milioane la un buget de 100 de milioane și e destul de nou în cinema, parcă atât era ultima oară la box office când am verificat eu, ceea ce e fucking amazing, știi? Și se vede că oamenii s-au shiftuit un pic și interesul și pentru ce sunt ei hypuiți să vadă la cinema. Apreciez că eu de când aștept momentul ăsta tot am spus că băi, hai mă să mai mergem și la altceva. Și John Wick chiar merită. E făcut bine, actorii își fac treaba incredibil, de ce nu? Ok, mulțumesc tuturor care sunteți locuitori rebele aici pe canal. Suntem undeva la 300 de membri. Dacă n-am depășit deja asta când postez asta și e fucking stupid. Adică le tot spun oamenilor pe live, știi, că băi, toți suntem membri aici, plus golul pe cafea susținut și luna asta au fost o grămadă de filme în cinema. Mulțumesc mult tuturor pentru susținere, mulțumesc că veniți și pe live cu mine, sper că vă simțiți bine, sper că vedeți că am dat drumul la treabă, gata, nu mai stăm. Mersi foarte mult și vizionare plăcută. John Wick Chapter 4 e bun, e lung, să vă duceți pregătiți. Mersi că ai stat cu mine.